Lăudat să fie Domnul! Stimați frați și surori, ne bucurăm de părtășia aceasta pe care o avem, părtășie care ne zidește în credință, ne încurajează, ne mângâie. Domnul să fie binecuvântat! Vă invit să vă ridicați pentru a citi din cuvântul Domnului în seara aceasta cartea Efeseni, capitolul 6. Efeseni, capitolul 6, versetul 11. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirii diavolului. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care e cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri, vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții. Amin. Frați dragi, reocupați-vă locurile. Este joi seara și ne-am făcut timp să venim în casa Domnului, să ne închinăm, să stăm la picioarele Domnului unde primim mângâiere, încurajare și puterea de care avem nevoie pentru lupta spirituală a fiecărei zile. Sunt bucuros de dumneavoastră pentru că sunteți aici și vă binecuvintez în numele Domnului. Aș vrea în seara aceasta să vorbesc puțin despre faptul că viața noastră este un examen. Ispitele sunt un examen, poftele sunt un examen, dorințele sunt un examen și tot ce suntem și facem se constituie în examene pe care le pierdem și pe care le câștigăm. Gândiți-vă că în raport cu Dumnezeu, care este Creatorul și Tatăl nostru, examenul este închinarea. Noi suntem chemați să trăim închinându-ne înaintea lui Dumnezeu. Aici nu e vorba doar să ne rugăm sau să cântăm. Nu înseamnă că neapărat ne-am ridicat în picioare, cântă grupul de închinare și noi împreună cu ei. Când vorbim de închinare, vorbim despre stilul personal de viață care este trăit înaintea lui Dumnezeu cu responsabilitate. A ne închina înaintea lui Dumnezeu presupune absolut tot ce gândim, tot ce facem, presupune relațiile noastre, atitudinile noastre, dorințele noastre și maniera în care reușim să înfrânăm dorințele păcătoase pe care le avem. Examenul cu Dumnezeu este închinarea noastră. O viață de închinare. Închinarea are foarte mulți dușmani. Hristos spunea, de ce ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți voia Tatălui meu? Voia lui Dumnezeu este să trăim în închinare înaintea Lui. Să ne înfrânăm, să avem priorități clare, să umblăm în mijlocul oamenilor care ne inspiră, să ne abținem de la păcat, să stăm departe de orice lucru, persoană sau împrejurare care simțim că ne atrag în păcat, făcând din noi niște unelte ale păcatului, în timp ce Biblia spune să devenim, să fim niște unelte ale neprihănirii. În Biblie sunt foarte multe exemple de oameni care au trăit în închinare înaintea Domnului, în împrejurări foarte grele. Aduceți-vă aminte de Iosif. I-a fost greu să se închine când era acasă la părinții lui. Acolo a fost complexul ăsta de inferioritate, a fost invidia fraților. Aduceți-vă aminte că el a plecat de acasă și a ajuns rob în casa lui Farao, în casa lui Potifar, și acolo s-a confruntat cu alte ispite.
A ajuns în închisoare, apoi la faraon, și procesul acesta al vieții lui este un exemplu pentru noi al faptului că poți trăi în închinare indiferent de împrejurările în care te afli. Încercarea prin care trecem nu este o scuză să păcătuim. Greutatea unei zile nu justifică absența închinării. Noi trebuie să trăim închinându-ne lui Dumnezeu. Atunci când vorbim despre examenul cu noi înșine, acesta este mulțumirea. Suntem din ce în ce mai doritori de lucruri pentru că avem acces la ele. Vă mai aduceți aminte ce aveau bunicii noștri? Aveau un pat, o masă, poate o căruță și doi cai. Și cine avea era bogat, poate aveau vreo două rânduri de haine, unul era pe ei și unul era la spălat. Aveau foarte puține lucruri, probabil că aveau o bicicletă. Însă, dacă ne uităm la câte lucruri avem noi astăzi și le vindem, o să strângem o grămadă mare de bani și totuși avem tendința să fim nemulțumiți. Suntem nemulțumiți că nu știu cine nu ne acordă atenția la care ne-am așteptat noi, nu ne spune cuvintele la care ne-am așteptat noi, nu se raportează la nevoile noastre cum ne-am așteptat noi și, în general, tindem să fim foarte nemulțumiți. Asta înseamnă că nu mulțimea lucrurilor pe care le avem ne satisface, ci aceasta este în mintea și în inima noastră, un simț al măsurii pe care ne-l dă Duhul care ne umple inima. O atitudine, o stare de mulțumire este expresia unei vieți disciplinate. Noi tuturor ne trec prin cap tot felul de gânduri, însă trebuie să gestionăm gândurile acestea, pentru că unele dintre ele ne transformă în prizonieri ale lor. Aduceți-vă aminte din nou de Iosif, dacă revenim la el, câte ocazii a avut el să fie nemulțumit. Frații lui l-au tratat ca pe un dușman, l-au vândut pe bani. Femeia lui Potifar a mințit că el a avut intenții necurate și din motivul ăsta a ajuns în pușcărie. Acolo a mers nevinovat. Însă Biblia nu ne spune că a fost vreodată nemulțumit. N-a avut ocazia? Ba da, a avut din plin. Dar de ce nu a fost nemulțumit? Pentru că caracterul pe care el și l-a dezvoltat l-a făcut un om care a trecut prin împrejurările grele ale vieții fără să se văicărească, să se victimizeze și să găsească scuze la nemulțumirile lui. Examenul cu lucrurile pe care le avem este administrarea acestora. Adevărul este că sunt foarte mulți oameni care sunt robiți de ce au. Unii sunt robiți de bani, alții sunt robiți de lucrurile pe care le au, de pozițiile pe care le au, devin prizonierul propriilor lor proprietăți. Biblia ne spune că tot ce avem pur și simplu trebuie să fie administrate pentru Dumnezeu, pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu. În ce măsură suntem noi animați de gândul acesta? Câte lucruri avem pe care le-am putea folosi pentru slava lui Dumnezeu, pentru mântuirea oamenilor care trec pe stradă înjurându-L pe Dumnezeu? Iar noi ne simțim confortabili să nu facem nimic, uneori chiar să punem piedici. Oameni dragi, avem de administrat o viață care începe la naștere și se termină la moarte. A unora e mai lungă, altora este mai scurtă, însă indiferent de lungimea sau de scurtimea ei, intensitatea acesteia și scopul, rodul ei, hotărăște pentru cine am trăit. Atunci când vorbim despre Satana, examenul este împotrivirea. Vă mai aduceți aminte că apostolul vorbește despre Satana care urlă ca un leu, dar noi trebuie să ne împotrivim tari în credință. Nu tari în gură, tari în credință. Aici trebuie să ajungem noi specialiști și tari în credință, pentru că în felul acesta îl putem birui pe cel rău. Neputința de a birui pe cel rău vine din neputința de a trăi prin credință. Împotrivirea este examenul în fața diavolului. Uneori nu ne împotrivim.
Ne transformăm în niște mici victime care putem fi cucerite aproape fără niciun preț. Gândiți-vă la toate împrejurările prin care am trecut astăzi, ieri, săptămâna trecută, și acceptați faptul că viața noastră cu Dumnezeu nu este doar aceasta din biserică, ci este în alte situații în care suntem ispitiți să și ar trebui să ne înfrânăm, să ne înfrânăm tari în credință. Examenul nostru cu genul opus este înfrânarea, examenul nostru cu păcatul este înfrânarea, examenul nostru cu lucruri pe care le-am putea avea dacă am minți, dacă am fura, dacă ne-am compromite, este înfrânarea. Înfrânarea este un fel de frână de la mașină care o păzește să nu lovească alte mașini sau oameni care sunt în fața ei. Înfrânarea este necesară, înfrânarea este obligatorie. Înfrânarea îți oferă autonomie, îți oferă independență, îți oferă autocontrol, îți oferă securitate. Absența înfrânării te face o victimă sau transform pe alții într-o victimă. Examenul pentru păcat este fuga. Vă mai aduceți aminte de Iosif? A lăsat haina și a fugit. Vă mai aduceți aminte de sugestia apostolului Pavel? Fugiți de poftele firii pământești. Fuga este un examen. Atunci când ne confruntăm cu păcatul, fuga este examenul. Un examen pe care trebuie să-l trecem. Examenul cu familia este responsabilitatea. Ori de câte ori mergem acasă, așteptăm să fim înțeleși, ajutați, să ni se ofere mâncare, liniște, să fim lăsați în pace. Dar cine să ne ofere mâncare? Cineva care a dormit toată ziua? Nu. Cineva care trebuie să devină responsabil de noi. Dar noi, în ce măsură trebuie să devenim de responsabili de alții? Responsabili în biserică, responsabili acasă? Responsabilitatea noastră este un examen. Este un examen în raport cu familia, cu cei dragi. Ei, toate aceste lucruri, dragii mei, vorbesc despre calitatea vieții noastre spirituale, despre cine suntem noi înaintea lui Dumnezeu, despre felul în care ne trăim viața. Aduceți-vă aminte de faptul că în biserica lui Dumnezeu, ca oameni credincioși, noi suntem confruntați cu tot felul de situații și trebuie să ne păstrăm direcția. Trebuie să fim ca niște soldați. Priviți aici, apostolul ia imaginea unui soldat care era echipat cu echipamentul militar. Străzile și atunci ca și astăzi erau pline de militari care mergeau să cucerească sau să apere de cuceritori. Și apostolul ia imaginea aceasta și spune următoarea idee: vedeți soldații ăștia, ei sunt vulnerabili în fața săgeților, în fața suliței, în fața săbiei, în fața bolovanilor, în fața la tot felul de arme de atac. De aceea trebuie arme de apărare și înșiră câteva elemente care micșorează riscul de vulnerabilitate. Ceva pe cap, ceva la piept și în spate, ceva pe picioare, în așa fel încât să fii mai puțin expus. Care sunt săgețile acestea? Care sunt armele acestea care vor să ajungă la inima noastră, să ne rănească sau să ne omoare? Să ne rănească în credință sau să ne omoare în credință? Gândiți-vă la legalism. Sunt biserici, oameni sau familii măcinate de legalism. Oameni care încearcă să trăiască o sfințenie mai sfântă decât sfințenia lui Dumnezeu. Însă opus este liberalismul. Generația părinților și mai ales a bunicilor noștri a fost o generație expusă la legalism. Oamenii erau mai simpli și încercau să facă mai mult decât spunea Biblia în dorința lor de a se sfinți. Noi ne aflăm în partea opusă. Ispita pentru noi nu mai e legalismul. Nu mai e legalismul.
Nu ne mai dăm televizoarele afară din casă. Dimpotrivă, toată casa e plină de ecrane, de device-uri. Telefonul, tableta, laptopul, computerul, tot un display este peste tot. De ce? Pentru că trăim într-o vreme a tehnologiei. Marea noastră problemă este liberalismul. Aceasta este ca o săgeată care are rolul să te omoare. Aduce cu ea o travă, îți ia puterea, te face indisponibil, te rănește, te trântește la pământ și nu mai poți să te lupți. Nu mai ești combatant, nu mai ești competitiv, nu mai reprezinți o amenințare pentru dușman. Dimpotrivă, ești scos din luptă. Secularismul, pragmatismul, individualismul. Individualismul este un dușman al unității. Ce ar fi, cum ar arăta o familie unde fiecare membru al familiei trăiește individual, fără să considere relația cu soțul, soția, părinții sau copiii? Ar mai fi asta familie? Consumerismul, conformismul, sunt foarte multe tendințe cu care ne confruntăm astăzi și sunt așa de obișnuite încât nici măcar nu mai suntem conștienți de faptul că ele sunt niște săgeți. De ce? Pentru că am redus standardele. Unii au redus standardele să nu mai vină joia la biserică. Pentru ei lucrul ăsta nu mai este o prioritate. Nu-i mai mustră conștiința pentru că au coborât standardul sub joi. A rămas duminica. Alții coboară standardele în vorbire, în relații, în comportament, în dărnicie sau în zgârcenie. Standardele noastre sunt amenințate și expuse unei presiuni de a le abandona, de a le modifica, de a le moderniza. Vedeți, ne lăsăm călăuziți de un păstor, de o predică, de o idee. Internetul este plin de oameni care vorbesc lucruri contradictorii. Dumneavoastră știți că singura regulă de circulație spirituală este Biblia. Nu mai este vremea în care nu avem Biblie. Dimpotrivă, avem în casă mai multe feluri de Biblie, mai multe traduceri. Apoi, gândiți-vă la Evanghelia socială, adică reducem creștinismul doar la a face bine. Ducem pâine, ducem haine, împlinim nevoile fizice ale oamenilor, părându-ni se că asta este Evanghelia lui Hristos. Vă mai aduceți aminte cum au rezolvat apostolii în Fapte 6 această provocare? S-a ridicat Petru plin de Duhul Sfânt și a spus așa: fraților, noi am fost chemați la rugăciune și la predicarea Evangheliei, dar suntem expuși la o nevoie pe care simțim să o împlinim. Dar noi nu vrem să lăsăm Evanghelia și rugăciunea, ca și cum ar fi vrut să spună, nu le putem lăsa. De aceea vrem să investim, vrem să delegăm autoritate unora care se ocupă de împărțirea de ajutoare, mâncare, haine, diverse nevoi. Îi plătești cuiva întreținerea la bloc, îi dai bani de o operație pentru copil sau pentru el, pentru un părinte. Asta se numește Evanghelie socială. Asta nu mântuiește, asta doar hrănește trupul. Iar când omul moare, tot în iad merge. Oameni dragi, esența Bibliei nu este să oferim în primul rând ajutoare oamenilor, ci să oferim Evanghelia, pentru că putem să dăm milioane de dolari oamenilor, ei nu vor deveni mântuiți pentru că li se împlinesc nevoile trupului. Este esențial să îi ajutăm în necazurile lor, dar iertarea păcatelor nu se face prin Evanghelia socială, ci prin Evanghelia pocăinței, prin Evanghelia pe care a adus-o Iisus Hristos. Pe aceasta trebuie să o predicăm în primul rând. Este necesar să mâncăm și uneori avem nevoie să fim ajutați. În viață uneori devenim așa de mici, striviți de necazuri, de limitări, de tot felul de probleme. Dar în general, nu acesta este scopul lui Dumnezeu. Pentru că oricât de mulți bani și resurse am avea, într-o zi vom muri. Și atunci, singurul lucru care va conta este ceea ce Evanghelia pocăinței a făcut din noi, adică oameni iertați.
Dacă ducem oamenilor diverse lucruri, le oferim, le cumpărăm frigidere, aragaze, animale, haine, case, asta nu-i mântuiește. Asta doar îi satură. E nevoie să fie săturați, dar nu înainte de a fi mântuiți. Asta este o mare provocare a timpului nostru. Uitați-vă câte resurse se cheltuiesc astăzi pentru evanghelia socială. Și observați că avem tendința să înlocuim evangelizarea cu ajutorarea. Oameni dragi, noi suntem adulți, îmbătrânim, ne vine vremea să plecăm, trebuie să avem niște reguli clare, trebuie să avem priorități. Pe noi nu ne va judeca un comitet de biserică, nici un pastor. Pe noi ne va judeca Dumnezeu după evanghelia pe care am citit-o de când ne-am convertit până astăzi. De aceea evanghelia aceasta trebuie să construiască priorități biblice în viața noastră. Dacă nu reușește, înseamnă că am falimentat. Pozitivismul. Observați că astăzi la modă este dezvoltarea personală. Sunt tot felul de coach, de învățători care vorbesc din perspectivă socio-psihologică și ne învață cum să devenim pozitivi și cum să investim în noi, dezvoltare personală, dar nu spirituală. Te învață să ai încredere în tine. Biblia spune să ai încredere în Dumnezeu. Trebuie să ai încredere în tine. Tu poți, tu poți, tu poți. Spune de 10 ore asta pe zi. Trebuie să spunem de mai multe ori pe zi altceva. Doamne, îmi e rușine de mine și te rog să mă ierți, te rog să mă umpli de Duhul Sfânt, te rog să mă folosești și pe mine prin îndurarea ta pentru ca să slăgești împărăția. Trebuie să ne dezvoltăm sfințenia, frați și surori. Trebuie să ne dezvoltăm pocăința, disponibilitatea pentru a sluji, pentru a ne smeri și pentru a ne comporta duhovnicește, indiferent cum se comportă alții cu noi. Noi nu putem să controlăm pe nimeni decât pe noi înșine, însă avem dificultăți să ne comportăm pe noi înșine. Divertismentul este o altă săgeată, o altă sabie, o altă armă de atac care are menirea să ne omoare sau cel puțin să ne rănească. Observați astăzi cât de concentrați sunt oamenii pe distracție. Nu vorbesc despre o distracție păcătoasă cu cluburi sau eu mai știu ce altceva, nu. Vorbesc despre o distracție la modul general. Trec anii și dacă ne uităm la ce producem, ne speriem, pentru că nu producem mare lucru. E o mare prioritate astăzi să ne distrăm, să ne relaxăm. Vreți să-mi răspundeți la o întrebare? Cine ne obosește pe noi? Dumnezeu sau idealurile noastre pământești? Știu, noi toți trebuie să muncim pentru o bucată de pâine. Femeilor li s-a dat pedeapsa să nască fiii cu durere, nu fiii, copiii, și să fie supuse dorințele lor să se țină după bărbații lor și aceștia să stăpânească peste ele. Asta este pedeapsa adamică, edenică. Însă bărbaților li s-a dat pedeapsa să muncească și în spate la două zile să crească din nou buruienile pe care tocmai le-au săpat, le-au tăiat. Și asta este o lege veșnică. Însă dincolo de pâinea aceasta, truda asta, când ne mâncăm pâinea cu durere, cu transpirații, obosiți, frânți, trebuie să ne aducem aminte că există o zi de sabat, o zi pe care o închinăm lui Dumnezeu pentru lucruri spirituale. De ziua asta nu trebuie să se atingă nimeni. Este ziua lui Dumnezeu. Este ziua noastră. Este ziua manifestării prieteniei noastre cu Domnul. Este ziua în care facem un maintenance la Duhul, la sufletul nostru, la viața noastră spirituală. Este ziua când ne detașăm de lucrurile care înseamnă aur și argint. Apostolii spunea, n-avem treburi de astea, dar ce avem îți dăm. Oamenii ăia n-aveau deloc, aveau altceva. Noi cum stăm? Noi ce avem astăzi? Uitați-vă în pasajul acesta pe care l-am citit. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul. Are legătură cu gimul? Nu. Nu vorbesc împotriva gimului, nu mă înțelegeți greșit. Fac doar o comparație pentru
a ne folosi sinceritatea să răspundem la următoarea întrebare: de ce avem timp de gym și nu avem timp de rugăciune, de post, o vizită la spital sau o altă facere de bine? De ce? Cine ne face nouă programul? Care sunt prioritățile noastre? Ce vrem să facem cu singura viață pe care o avem? Oameni dragi, nici măcar nu vedem că ne modernizăm în fiecare zi atât de mult încât devenim prea importanți, iar Dumnezeu prea departe de noi. Vă chem în seara asta să vă gândiți și dumneavoastră ca mine, că toți suntem datori cu o moarte și cu o judecată. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul. În ce măsură mă întăresc eu în Domnul? În ce măsură devin puternic în Domnul? În ce măsură e prioritar pentru mine treaba asta? Ce discipline spirituale ar trebui să practic pentru a mă întări în Domnul? Ne întărim financiar, ne întărim familial, ne întărim sănătatea, ne întărim mușchii, tot timpul ne întărim câte ceva. Pavel este tranșant și direct: întăriți-vă în Domnul. Relativismul este încă o săgeată ascuțită și murdară. Ea ne spune că nu-i chiar așa, se poate și altfel. Fraților, unde ați mai întâlnit dumneavoastră să se poată și altfel când e vorba de legea Domnului? Nu se poate decât într-un singur fel. Nu se poate și în alt fel. Alții își pot permite, dar noi nu. Noi avem o lege. Vă mai aduceți aminte de predica de duminică dimineața spusă în limba engleză de pastorul Pladovan? Vă mai aduceți aminte de nepoții lui Recab? Când s-au dus în generația tinerilor de vârsta lor și ăștia au băut alcool și li s-a oferit și lor și a spus: noi nu bem. Dar mă, oameni buni, cum nu beți? Toată lumea bea. Alții își permit, noi nu. De ce? Avem o moștenire de la bunicu pe care tata a respectat-o și vrem să o respectăm și noi. Noi ne luăm modelele din familie și din biserică, nu de la televizor și nici din downtown și nici din cazinouri. Ni le luăm din biserică și din familie. Acolo sunt reperele pentru noi. Bunicul nu a consumat alcool și nici tata. Mă simt responsabil în această linie genealogică. A căzut peste mine povara pe care a purtat-o bunicul, dar a murit. Și a purtat-o tata, dar a murit și el. Și acum a rămas să o port eu. Și când o muri, o pun pe spatele copilului meu, care se va face mare. Și o va pune și el pe spatele copilului lui. Trece prin generație porunca Domnului. Trece prin timp, din generație în generație, se păstrează legea Domnului și obiceiul de a trăi în neprihănire. Întăriți-vă în Domnul. Îmbrăcați-vă în așa fel încât să fiți protejați. Nu vă expuneți. Noi oamenii suntem ființe slabe. Pentru 30 de arginți, Iuda l-a vândut pe Iisus. Pentru o manta, pentru o bucată de aur, Acan a trebuit să fie omorât. Întâlnim în Biblie pe Anania și Safira, care au pus deoparte puțin din banii luați pe casa, pe proprietatea vândută. Și i-a lovit Dumnezeu și au murit. De ce? Pentru că nu s-au întărit în Domnul, s-au întărit în alte lucruri. Oameni dragi, avem nevoie de protecție, de siguranța că suntem protejați și nu expuși. De aceea Scriptura ne învață să trăim întărindu-ne în Domnul, după Scriptură, care este mesajul absolut, nu relativ. Biblia nu e o carte relativă. Așa vreau option-uri. Biblia nu are opțiune decât iadul. Aia e singura opțiune. Nu poți să fii credincios în 10 feluri. Credincioșia trebuie să conducă la sfințenie. Absența sfințeniei descalifică orice credincioșie. Orice facem în lumea asta trebuie să ne păstreze în zona sfântă a vieții. Greșim? Din nefericire, da. Trăim în greșeală? Dumnezeu să ne păzească. Greșim? Da. Trăim în greșeală? Nu.
Trăim indiferent în greșeală, nici vorbă. Pentru că Duhul nostru este treaz și ne simțim responsabili să ne căim de alunecări, slăbiciuni și păcate și să continuăm să revenim și să continuăm să ne întărim în Domnul. Acesta trebuie să fie focusul nostru, să ne întărim în Domnul. Și orice facem și ne întărește în Domnul e un lucru pe care trebuie să-l repetăm. Materialismul, dacă vreți, este un alt lucru care aduce multă, multă amărăciune, pentru că mută prioritatea noastră de pe Dumnezeu, pe lucrurile materiale. Nu e necesar să spun încă o dată, a mia oară, că toți avem nevoie de un acoperiș, închiriat sau proprietate personală. Toți avem nevoie de un acoperiș, toți avem nevoie de haine, toți avem nevoie de o mașină, că sunt prea mari distanțele să te mai duci pe jos ca bunica. Toți avem nevoie de un strict necesar, însă de aici până a face din lucruri Dumnezeu, primindu-ți siguranța din ce ai luat de pe pământ, ci nu primindu-ți siguranța din Hristos în care te întărești, asta este o cursă greșită. Oamenii lui Dumnezeu, aș vrea să vă invit în momentele următoare să ne pregătim inima pentru ca să ne rugăm. Îmbrăcați-vă cu toată armătura. Uitați-vă dumneavoastră dacă avem armătură pe cap sau suntem expuși. Uitați-vă dacă avem armătură pe corp sau suntem expuși. Dacă avem armătură pe mâini, pe picioare, dacă avem arme și de atac, nu doar de apărare. Un soldat se descalifică dacă merge în training, la luptă și în sacou, în cravată sau în hanorac. Când ești militar și te duci la război, trebuie îmbrăcămintea spune că ești pregătit pentru război, nu pentru distracție și nici pentru sport și nici pentru vacanță. Îmbrăcați-vă cu toată armătura, toată armătura. Am acasă un soldat făcut din tablă și îmbrăcat după modelul lui Pavel. Și ori de câte ori trec prin locul ăla unde e pus undeva în bibliotecă, tot timpul mi-aduc aminte de faptul că noi trebuie să avem o îmbrăcăminte care ne protejează și trebuie să avem arme cu care atacăm și străpungem întăriturile dușmanului, rupându-le, făcându-le praf. Suntem chemați să facem asta, oamenii lui Dumnezeu. Avem datorii la bancă? Da. Suntem obosiți? Da. Vine bătrânețea cu toate junghiurile ei? Da. Și ce dacă? Cum știm să muncim pentru bucata de pâine, știm să alergăm și pentru Domnul Dumnezeul nostru. Acesta e Dumnezeul copilăriei noastre? E Dumnezeul tinereții noastre? E Dumnezeul vieții noastre și e Dumnezeul zilei de astăzi și a bătrâneților, dacă le vom apuca. Cu Dumnezeul acesta am avut, avem și vom avea biruință. Cu Dumnezeul ăsta am călătorit și vom continua să călătorim. Dar trebuie să ne fixăm scopul pentru care trăim, în primul rând, să ne sfințim îmbrăcându-ne cu toată armătura și fiind tari în credință. Vă chem, oameni dragi, dacă aveți puterea, gândiți-vă și dumneavoastră la stilul de viață pe care îl aveți și plecați acasă cu acest gust de bucurie că în ultimii ani v-ați apropiat mult de Domnul, ați scos afară din viață apucături păcătoase și ați dezvoltat o neprihănire care bucură pe Domnul. Nu că merităm, dar prioritățile noastre sunt legate în primul rând de cer. Haideți să ne rugăm.